Echipă completă la Moisei, de astăzi comun are atât primar cât și viceprimar, Ioan Tomoiaga a fost ales în funcția de viceprimar ieri prin vot secret de către majoritatea consilierilor locali. În perioada 14-18 decembrie, Inspectoratul Școlar Județean Maramureș a organizat cercurile pedagogice ale cadrelor didactice. Deoarece școala online ridică mari provocări pentru învățământul românesc, punându-i pe dascăl în situația de a învăța și experimenta și chiar și aplica, echipa ISJ Maramureș a venit în întâmpinarea nevoii acestora de a identifica cele mai potrivite instrumente de evaluare online. Tema propusă la cercurile pedagogice din semestrul întâi al acestui an școlar a fost evaluarea online. La nivelul cel 19 specializări la care s-a organizat activitatea, s-a pus accentul pe dezbaterea punctuală a tipurilor de evaluare în cadrul activităților de învățare online, pe proiectarea instrumentelor de evaluare, pe utilizarea platformelor educaționale pentru evaluarea online, dar și pe notarea ritmică a elevilor și asigurarea imediată a feedback-ului. În prag de sărbători, pompierii din cadrul secției Vișeu de Sus au adus bucuria în sufletele a două familii nevoiașe. Salvatorii vișeuane au pus mână de la mână și au cumpărat materialele necesare pentru construcția unui coș de fum de care avea mare nevoie una dintre ele. Formată dintr-un tată singur cu trei copii. Pe lângă materialele de construcție au primit și pachete cu surprize dulci. Cea de-a doua familie ajutată de pompieri este una numeroasă, cu opt copii. Ei locuiesc într-o zonă greu accesibilă a orașului Vișeu. Militarii s-au mobilizat și au pregătit și pentru ei pachete cu alimente și dulciuri, atât pentru cei mici cât și pentru cei mari.